Bun găsit, stimați telespectatori! Astăzi, 18 aprilie 2023, comunitatea romă din județul Gorj sărbătorește Ziua Internațională a Romilor. O întârziere care a survenit datorită faptului că exista sărbătoarea religioasă a Paștelui și s-a ales o altă variantă. În același timp, s-au așteptat și sosirea reprezentanților din străinătate, cei aflați plecați la muncă și care s-au întors în Gorj cu ocazia sărbătorilor. A fost o manifestare de mare amploare, câteva sute de oameni participanți, a fost o conferință de presă, a urmat o expoziție cu personalități ale romilor din toate timpurile și, bineînțeles, un program artistic așa cum le stă bine comunităților de romi.
să vă trăiască copii, sănătate, fericire, tot binele din lume și rugămintea sâmbătă-marea lui voastră soară, pentru că, de fapt, sărbătorim Ziua Internațională a Romilor. Haideți vă dați seama neporând de șapale, câteva minute, pe chinapal, o imino, lerolengo, jerem, jerem. La mulți ani Hristos a înviat, Paște fericit și să vă dea Dumnezeu cu numai bine și sănătate. Vreau să vă spun că, da,
datorită lui domnului Nicolae Păun, avem astăzi o lege în care ne permite atât nouă și administrație publice locale să începăm Ziua Internațională a Lumilor și să se implice, așa cum Consiliul Județean s-a implicat și este de fiecare dată alături de noi și mulțumim pe această cale. Pe de altă parte, doresc să mulțumesc invitațiilor din celelalte județe și este vorba de domnul Daniel Onescu, președintele Partidului Românilor Pro-Europa Mehedinți. Vă mulțumesc, domnule Daniel. De la Vâlcea, domnule Alexandru Diaman. Totodată aș vrea să salut prezența delegaților din teritoriul la nivel județean și anume de la Țânțeni, domnul Bărăgan Radu. Vă mulțumesc, domnule Bărăgan, pentru prezență. Domnului Costache Petre de la Soarța, doamna Mirela Cidoiu de la Bălești, domnul Șelarcan de la Colovraci, doamna Cafadaru de la Novaci, domnul Gângu de la Bărbătești, domnul Cidoiu Nicolae de la Părâul Primor, domnul Olovu de la Cronic, domnul Sifu Tovolan de la Cărbunești și Ghiță Florin de la Rovun. Consider că prezența dumneavoastră este foarte importantă și aș dori cu această ocazie să dați un salut, dacă se poate, din partea instituțiilor. În primul rând vreau să mulțumesc dumneavoastră, fiind liderul organizației Partida Romilor, cea mai reprezentativă organizație la nivel național, și Consiliului Județean și Inspectoratului de Învățământ, care de fapt sunt parteneri și Prefectura Gorj, și domnul președinte Nicolae Păun vrea să transmite câteva cuvinte. Domnul președinte, avem ocazia și în sală aici, sunt în jur de 300 de persoane și toate instituțiile au dat curs invitației noastre și rugămintea mea, pentru că ați avut programul destul de încărcat, că dumneavoastră vă luceați prezența și domnul președinte vrea să ne transmită câteva cuvinte. Da, domnul președinte, și vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat pe parcursul a 33 de ani pentru românii din județul Gorj. În primul rând, Hristos a înviat. Eu cred că
minoritatea romilor din România a făcut ceva pași în ultimii ani, deși sunt foarte, foarte multe lucruri care mai trebuie să făcute. Dar, oricum, să știți că la nivelul țării, partida romilor și minoritatea romă din România este mai apreciată. Și vă spun acest lucru în comparație cu următorul aspect. Nu vreau să se supere nimeni, dar absolut nimeni pe mine. Dar să știți că populația majoritară, adică românii, care de altfel și instituțiile statului, primesc cu mai multă bucurie atunci când este ziua de 8 aprilie, când este ziua romilor din România, decât atunci când este ziua maghiarilor, de exemplu, sau altor minorități. Sunt foarte multe lucruri care ne desparte de populația majoritară, dar în același timp sunt și foarte multe lucruri care ne apropie. Din acest motiv, eu cred că va trebui să păstrăm relația pe mai departe cu autoritățile locale, noi între noi să fim mai uniți, noi între noi să fim mai atenți unul la celălalt și împreună să încercăm să mai rezolvăm din problemele cu care ne confruntăm. Nu din alte considerente, dar numai printr-un efort comun putem să facem o viață mai frumoasă copiilor noștri. Vă mulțumesc încă o dată pentru prilejul pe care mi-l lăsați să vă adresez vouă, tuturor celor prezenți. De altfel, eu v-am urmărit acum pe Facebook că cineva a postat, nu știu cine, și v-am urmărit. Sper să aveți o distracție plăcută și să fie toată lumea bine. Vă mulțumesc încă o dată și la mulți ani tuturor românilor. Vă mulțumesc din suflet pentru suntem la sărbătoarea Ziua Internațională a Romilor. Vorbim cu domnul Mihai Strate, subprefect de Gorj, prezent la manifestări. Ce înseamnă pentru dumneavoastră participarea la această manifestare? Bună ziua și în primul rând vreau să mulțumesc domnului președinte Nelu Pavel pentru invitație. Sunt astăzi alături de etnia romă din județul nostru. Este, așa cum spuneați noastră, o celebrare a Zilei Internaționale a Romilor, care se sărbătorește în fiecare an pe 8 aprilie, dar în semn de respect au hotărât să sărbătorească această zi după Sfintele Sărbători de Paști. Este un bun prilej pentru noi să reiterăm sprijinul nostru față de etnia romă, de altfel cea mai mare minoritate etnică de la nivelul Europei și o bună parte din populația romă trăiește alături de noi. În ultimii ani, așa cum știți, și cu ajutorul și cu sprijinul guvernului, s-au făcut pași importanți pentru incluziunea și combaterea discriminării etnice în rândul romilor. De altfel, vreau să transmit sprijinul meu personal, cât și al instituției prefectului județului Gorj, pe care o reprezint. Ușa noastră mereu a fost deschisă și am fost alături de minoritatea romă din județul nostru, ori de câte ori a fost nevoie și cu siguranță și în continuare le vom asigura suportul necesar. Cum apreciați, a spus de colaborarea foarte bună, cum apreciați totuși prezența acestei minorități la viața comunitară? Cât de importantă este participarea romilor la viața comunității din Târgu Jiu și din județul Gorj? Da, comunitatea romă, așa cum spuneam, una dintre cele mai mari comunități etnice, a contribuit dintotdeauna la dezvoltarea culturală, artistică, muzicală, chiar la nivel mondial chiar, și cu atât mai mult în județul nostru. Ei sunt activi mereu, participă la foarte multe activități culturale pe plan județean și nu numai. Și așa cum vă spuneam, încă o dată, noi suntem alături de ei și îi sprijinim prin toate programele, atât guvernamentale cât și neguvernamentale, mai ales că în ultima perioadă au fost și foarte multe fonduri europene ce au vizat combaterea discriminării etnice și culturale, precum și participarea activă atât a populației rome la programele educative, la programele culturale.
și sperăm că această colaborare bună pe care o avem la nivel județean să continue și pe viitor și să participăm sănătoși la următoarele evenimente. Suntem la sărbătoarea Ziua Internațională a Romilor. Suntem împreună cu doamna Marcela, managerul inspectorul școlar general al județului Gorj, participând la eveniment. Ce înseamnă pentru dumneavoastră participarea la un asemenea eveniment? Pentru mine este o bucurie și o onoare să particip la un astfel de eveniment, pentru că nu suntem cu nimic mai presus decât romii, suntem egali, chiar dacă suntem diferiți, pentru că fiecare om este diferit în felul lui. Eu îi apreciez foarte mult, am o relație foarte bună cu Partida Romilor, cu toți romii din Târgu Jiu, la mine, la inspectoratul școlar, dumnealor vin oricând au probleme, ușa este deschisă pentru fiecare. Este un moment important pentru că Ziua Internațională a Romilor înseamnă, până la urmă, respectul pe care comunitatea majoritară, adică noi, îl arătăm comunității care este mai puțin numeroasă, adică romilor. Este un respect care există și care se vede mai ales prin faptul că aproape toate instituțiile din județ au participat la acest eveniment. Aceasta înseamnă, într-adevăr, respect pentru dumnealor și, de asemenea, inspectoratul școlar cu atât mai mult trebuie să se implice, pentru că avem foarte mulți copii. De la un an la altul încercăm să scădem abandonul școlar, încercăm să integrăm și lucrurile acestea se văd, pentru că, într-adevăr, s-au făcut pași destul de mulți. Avem foarte mulți copii romi care termină facultatea. Chiar acum am avut surpriza să mă întâlnesc cu o fostă elevă de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, de etnie romă, care este studentă la drept, o fată deosebită, intrase inclusiv la Academia de Poliție. Copii deosebiți sunt peste tot și, încă o dată, este o bucurie, le mulțumim pentru că își păstrează tradițiile și obiceiurile, pentru că fără ele și-ar pierde identitatea și, altfel, și noi suntem, așa cum am spus, întotdeauna alături de ei, așa ar trebui să fim, comunitatea majoritară, majoritarii să fie mereu alături de minoritari, pentru că este neimportant numărul, important este respectul pe care îl arătăm unii altora. Reprezentanții comunității rome au apreciat la superlativ colaborarea cu instituția Inspectoratul Școlar Județean. Poate și de asta ne spuneați câteva motive, ni le spuneați dumneavoastră mai devreme, dar se mai adaugă un lucru, faptul că în fiecare an locurile pentru rom speciale de la liceu și chiar la universități se ocupă de reprezentanții comunității din Gorj, cel puțin. Întotdeauna s-a respectat acest criteriu și, așa cum am spus, inclusiv la colegiile de top din județ, din municipiu Târgu Jiu, sunt ocupate locurile de rom din prima etapă și faptul că merg mai departe și depășesc barierele tradițiilor lor și merg la facultate înseamnă foarte mult pentru noi, înseamnă un pas spre modernitate, pentru că trebuie și tradițiile păstrate, însă există, așa cum știm, pentru evoluție, pentru ca această comunitate să evolueze, are nevoie de școală, copiii trebuie să meargă la școală și cei care conduc la momentul acesta comunitatea romă din Târgu Jiu și din județul Gorj au înțeles acest lucru și se bat pentru copiii dumnealor, iar noi întotdeauna am fost deschiși și tuturor problemelor pe care le-au avut, inclusiv mediatori școlari avem în toate școlile acolo unde sunt comunitățile mai numeroase. Încercăm să introducem chiar programă de limba romanii. Aceasta este un lucru la care ne gândim pentru anul școlar care urmează. Suntem la evenimentul Ziua Internațională a Romilor. Suntem împreună cu domnul Romeo Chiriac, director al JOFM Gorj, și îl întrebăm despre participarea la acest eveniment. În primul rând, de ce participați la acest eveniment? Ce înseamnă comunitatea romă pentru județul Gorj și pentru instituția pe care o conduceți? Am mai spus-o de nenumărate ori și o voi spune cu mândrie de fiecare dată când am ocazia, că noi ca și agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj
am fost un promotor la nivel național și practic am fost prima agenție județeană pentru ocuparea forței de muncă din România, care am deschis, să zic, colaborarea și sprijinul pentru persoanele de etnie romă, în sensul că am fost primii care am încheiat un protocol de colaborare cu o fundație, Fundația DEL pentru Tineret, o organizație non-guvernamentală reprezentativă a persoanelor de etnie romă. De asemenea, am fost prima agenție județeană pentru ocuparea forței de muncă din România, care am organizat cursuri de formare profesională, la care grupele erau constituite din exclusiv din persoane de etnie romă, fiindcă așa am avut și programe de formare profesională la care au participat atât români cât și persoane de etnie romă. Și nu în ultimul rând, am fost singura agenție județeană pentru ocuparea forței de muncă din România care am organizat caravana ocupării în localitățile în care ponderea șomerilor în populația activă cu vârsta 18-62 de ani era peste media înregistrată la nivelul județului și de asemenea în localitățile în care ponderea persoanelor de etnie romă era majoritară. Au fost acțiuni de succes, acțiuni în care ne-am deplasat din poartă în poartă împreună cu reprezentanții etniei rome pentru a-i convinge pe persoanele de etnie romă să se înregistreze în baza noastră de date pentru ca ulterior să beneficieze atât dumnealor ca persoane de anumite facilități pe care le acordăm tuturor, cât și angajatorii care încadrează persoane din rândul etniei rome cu anumite, care să îndeplinească anumite condiții, fie de vârstă, fie de faptul că sunt șomeri de lungă durată înregistrați în baza noastră de date. Există o legendă sau poate un adevăr, dumneavoastră puteți să ne spuneți mai bine, că o parte a reprezentanților romi nu prea le place munca sau în orice caz încearcă să fenteze acest lucru. Din programele la care ați participat și pe care le-ați organizat pentru această comunitate, s-a confirmat un asemenea lucru? Din partea conducerii și celor care îi conduc și sunt reprezentanții etniei rome, nu am întâlnit asemenea situații. Noi avem o colaborare foarte bună și vreau să vă spun că suntem chiar de invidiat la nivel național, fiindcă reprezentanții etniei rome s-au înțeles foarte bine cu autoritățile, cu reprezentanții instituțiilor publice de la nivelul județului, dovadă că ne întrunim mereu și la acel grup de lucru mixt și există o colaborare cu toate instituțiile, deci nu am avut probleme. Plus, să nu uităm că s-au făcut pași foarte importanți, să nu uităm că au fost ani când ți-era teamă să treci prin Obreja. Acum toată lumea deja este, adică e mult mai multă liniște în etnia romilor de la nivelul județului Gorj decât în alte județe unde vedem că sunt mereu probleme. Un mesaj de această sărbătoare? Da, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, vreau să le urez tuturor persoanelor de etnie romă și familiilor acestora multă sănătate, la mulți ani și pe noi, ca și instituție publică, să pună bază, vor găsi înțelegere întotdeauna, transparență totală, fiindcă am fost cei care nu am făcut niciodată diferență între români și romi. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc mult! Suntem la evenimentul Ziua Internațională a Romilor, suntem împreună cu domnul consilier județean Ioan Rușeț, președinte a Top Gorj. Ce ne puteți spune despre participarea la acest eveniment, dar și despre relația pe care o are instituția pe care o reprezentați cu comunitatea romă din județ? Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism consultativ al Consiliului Județean. Sigur, în Consiliul Județean, comunitatea romă din județul Gorj îl are pe domnul Nelu Pavel ca și reprezentant, ca și consilier județean și vreau să spun că există o bună colaborare și reprezentantul comunității se implică în
propuneri, dar și soluționarea problemelor comunității. Suntem în momentul de față la un eveniment organizat de organizațiile rome, sigur, cu sprijinul Consiliului Județean, trebuie să menționez acest lucru, și așa cum am remarcat și în, la începutul acestei reuniuni, faptul că comunitatea romă a amânat sărbătorirea, pentru că ziua romilor este 8 aprilie, suntem în 18 aprilie, și a amânat sărbătorirea cu 10 zile, a făcut-o din respect pentru comunitatea noastră a românilor ortodoxi, care ne-am am sărbătorit Paștele acum câteva zile. Este, dacă veți, o dovadă de respect și o dovadă că se poate colabora și de bune practici al colaborării și a dialogului interetnic. Întotdeauna acolo unde a fost un dialog interetnic și grupurile și societățile au fost bazate pe multiculturalism, au fost societăți care au mers pe dezvoltare. Multiculturalismul și practic conviețuirea multietnică duce spre progres, pe dialog și spre dezvoltare. Istoria, și dumneavoastră sunteți și dumneavoastră profesor de istorie, a demonstrat că acolo unde s-a mers pe arierism, pe societății au fost condamnate în timp la pire. Faptul că suntem aici români, romi, suntem din comunități diferite ale județului Gorj, eu cred că este o perspectivă bună pentru dialogul interetnic la nivelul acestui județ. Suntem la sărbătoarea Ziua Internațională a Romilor. Suntem împreună cu domnul Nelu Pavel, președintele Partidei Romilor filiala Gorj, organizatorul principal al manifestărilor. Și cred că o să începem pentru telespectatorii EMI-TV chiar cu această întrebare. De ce a fost întârzierea aceasta de 10 zile, de la 8 aprilie la 18 aprilie, pentru sărbătoare? În primul rând, transmit, te avem Bactale, la mulți ani tuturor romilor și tuturor românilor, pentru că sărbătorim Ziua Internațională a Romilor. Întârzierea a fost pentru un singur motiv, pentru că a căzut în, de fapt, trebuie să organizăm în săptămâna patimilor, săptămâna trecută, și am ținut cont, pentru că nu este corect din partea mea să organizez. Au remarcat toți și prezenți. Și cred că am fost și apreciat din punctul de vedere acesta, pentru că am ținut cont, pentru că e o săptămână patimilor și nu e corect să sărbătorim, să avem evenimente culturale, pentru că Iisus Hristos s-a sacrificat pentru noi și trebuie să ținem cont și noi. Și cele mai sfinte sărbători este Paștele și Crăciunul pentru noi romi și pentru toată lumea. Asta a fost singurul motiv de întârziere și iată că a fost de bun augur, pentru că oamenii au înțeles și au apreciat acest lucru și evenimentul a ieșit așa cum mi-am dorit. Din punctul meu de vedere, o să aștept și așteptările sunt mult mai mari din partea comunităților de romi. Ce urmează? Urmează să găsesc soluții, modalități pentru îmbunătățirea situației romilor pe toate domeniile sectoriale, vorbim de dezvoltare comunitară, egalitate de șanse, discriminare, educație, și Nelu Pavel de luna viitoare va pleca în teritoriu, va face reorganizare și eu, funcția mea va fi disponibilă. Se vor face alegeri anul ăsta. Dacă romii au încredere, cum au avut până acum în mine, ca să-mi continui activitatea mea ca lider, dacă nu, așa este statutar, trebuie să fac alegeri, adunare județeană, și după aia, dacă oamenii au încredere și voi fi reales, vor ieși multe probleme benefice pentru comunitățile de rom, pentru că, în primul rând, problemele trebuie să colaborăm cu instituțiile guvernamentale, instituțiile administrative, pentru că problema noastră e problema tuturor, și cred că împreună vom găsi soluții pentru bunul mers al cetățenilor de etnie romă, care sunt în primul rând români. Avem drepturi și obligații, dar trebuie să venim cu măsuri afirmative, pentru că nu trebuie să uităm trecutul, istoricul nostru, și
din punctul meu de vedere, mă bazez pe o echipă solidă cu colegii mei, pentru că vom găsi soluții, modalități, cu o echipă puternică, cu o echipă solidă. Sper că instituțiile statului român vor înțelege, pentru că problema noastră e problema tuturor. În încheiere, vă mulțumesc dumneavoastră mass mediei, MTV, care este partenerul nostru. Mulțumesc autorităților și tuturor care au participat la această zi, pentru că s-a mai sărbătorit săptămâna trecută în județul Gorj Ziua Romilor, la Țânțăreni, la Scoarța și în mai multe localități din județul Gorj, dar eu am ales să sărbătoresc după învierea și după Paște. Și cred că a fost o măsură bună. Vă doresc la mulți ani tuturor, te avem Bactale și Avale și tot ce doriți să realizați și să fim mai buni. Pentru că, în primul rând, dacă suntem mai buni, e loc pentru toată lumea și sunt timpuri grele și vor veni și mai grele. Și dacă nu suntem mai buni și nu suntem uniți, ne așteaptă timpuri grele. Te avem Bactale, să fii sănătoși românilor și țiganilor din toată România și din toată Europa. Vă mulțumim, la mulți ani! Te avem Bactale, să fii sănătoși! Suntem la sărbătoarea Ziua Internațională a Romilor, sunt de vorbă cu domnul avocat Daniel Ervin, care să ne spună câte ceva despre această mare sărbătoare a comunității rome. Hristos a înviat mai întâi de toate, pentru că suntem în sărbătoarea Paștelui. Mulțumesc pentru invitația făcută de domnul Nelu Pavel, președintele Partidei Romilor pe județul Gorj și vicepreședinte național. Aș vrea să spun, pentru sărbătoarea națională a romilor, sărbătoarea internațională aș putea spune, că este o sărbătoare binevenită în rândul populației noastre, este o sărbătoare în care aș putea spune că această festivitate este onorifică pentru toți romii, inclusiv romii rudari și toate națiile de romi. O sărbătoare la nivel de Gorj, unde s-a sărbătorit cu mare fast, instituțiile locale, județene, am văzut că au participat în un număr foarte mare, inclusiv toți reprezentanții instituțiilor. Mă bucur foarte mult că putem să fim de folos acestei comunități mari de romi la nivel local, cât și județean. Mai mult de atât, aș dori tuturor romilor din întreaga lume să ne întâlnim de cât mai multe ori în această structură și fie ca această sărbătoare sau această zi națională și internațională a romilor să ne aducă unitatea romilor, ceea ce este cel mai important.